Bună ziua! Ne aflăm la Muzeul de Istorie din Bacău, unde are loc Simfonia Culorilor. Alături de mine am două artiste care expun la această expoziție. Bună ziua, Selena! Bună ziua, Gabriela! Bună ziua, Haramedia! Hara Bacău, Urban Bacău, mereu alături de noi, vă mulțumim! Vreau să se prezinte și cealaltă prietenă. Bună ziua, sunt Diaconu Gianina, un pictor independent, expun astăzi aici și vă mulțumesc tuturor pentru că ne acordați această expoziție. Mulțumim! Mulțumesc! În acest eveniment participă un număr mare de pictori independenți din Bacău. Selena, cu ce vine la acest vernisaj, la această expoziție? Eu voi veni cu două tablouri. Un tablou reprezintă un cal, Libertatea. Îmi place mie să spun, apropo de volumul de poezii, Libertatea de a fi, Libertatea de a iubi. Și cu un tablou Îngeri, exact așa se cheamă. Da, mă aflu la 8-a expoziție și grație celor care o au aprobat pentru prima dată să venim și noi cu o expoziție în cadrul UAP-ului la Muzeul de Artă. Chiar mulțumesc pe această cale UAP-ului și tuturor celor implicați. Da, voi veni și cu două poezii. Ne vom reîntâlni cu mulți dintre ei, cu parte ne-am întâlnit și la Bacău și la București, la alte vernisaje. Da, va fi o simfonie de culori, o să lăsăm tablourile să vorbească și pictura, poezia, fiecare cu ceea ce a simțit să facă și a știut să facă mai bine. Important este că atunci când există iubire și comunicare între oameni, reușim să facem lucruri frumoase, reușim să aducem arta la un loc prin oamenii pe care ne reprezintă, pictori independenți, artiști independenți, mulți dintre ei și scriu, sunt poeții. Da, am reușit să facem un lucru frumos, spun eu, și e important pentru noi. Eu îmi pas. Mulțumesc! Gianina, particip cu două lucrări la această expoziție. Ne povestești puțin despre lucrările tale? Da, am într-unul am reprezentat o locație frumoasă care am vizitat-o în timpul vacanțelor. Așa, cu flori, mă rog, vară, distracție și liniște, relax. Și în celălalt am reprezentat trandafiri prăfuiți, exact așa este numele tabloului, și reprezintă, să zicem, pe noi toți. Atunci când, după o perioadă de stagnare, după pandemie, după suntem toți prăfuiți și acum avem nevoie un pic de libertate, de bucurie, de liniște. Să scuturăm praful și să vedem lucruri frumoase. Și cum moda este artă, la această expoziție particip și eu cu 10 crochiuri de modă. O să vă invit să mergem împreună să vizităm această expoziție. Mulțumesc!